Răzvan este elev în clasa a 6-a la școala gimnazială Gheorghe Țițeica din Craiova. S-a înscris la centrul de excelență pentru că este pasionat de matematică și dorește să aprofundeze această materie. A participat la diverse olimpiade și concursuri, de unde s-a întors cu premii și mențiuni. La toate concursurile optam pentru matematică deoarece mi se părea mai ușoară și de când am intrat în gimnaziu, tot matematica mi-a plăcut cel mai mult și am văzut că mă descurc și de aceea vreau să fac cât de bine pot, să mă descurc pentru că știu că pot. Mergând la centru de excelență, ei abordează teme mai dificile în afara programei școlare. Sunt centru de excelență, reprezintă o provocare pentru elevii, indiferent de obiect. Elevii vor fi selectați pentru a studia disciplinele matematică, chimie, fizică, biologie, informatică. Ca și noutate în acest an, elevii interesați se pot înscrie atât la Secretariatul Unității de Învățământ, cât și online. Cei care au confirmat deja prin rezultate, adică cei care s-au calificat la faza națională a Olimpiadei de specialitate, se pot înscrie punând la dispoziție o copie după diploma respectivă. Tot fără testare, se pot înscrie și elevii care au obținut primele locuri la olimpiadele județene. Selecția va avea loc pe 1 octombrie între orele 9 și 12:30. Pe 3 octombrie vor fi anunțate rezultatele concursului. Cadrele didactice ale școlii își manifestă interesul de a fi profesori în fața celor mai buni elevi din județul Dolj. Elevii și părinții sunt încântați de faptul că acest centru funcționează și îi dorim cât mai mulți ani de acum înainte. Era o necesitate pentru noi toți. Cursurile se vor derula doar sâmbătă, de aceea un elev nu poate opta decât pentru o singură disciplină.